7 июня в Бельцах впервые пройдет экономический форум. По инициативе местной публичной власти представители иностранных компаний смогут встретиться и провести переговоры с молдавскими производителями. Это делается для привлечения в наш город иностранных инвестиций. Вице-мэр Бельц Игорь Шеремет отметил, что этот форум даст толчок развитию муниципия. Îi pune și inițiativă de formare a comitetului de organizare, unde fiecare deja să primească să afle în concret ce trebuie să realizeze. De exemplu, dacă municipalitatea, sala să fie identificată și cam care ar fi capacitatea, ca până la finalitate să fie identificat și același buget pe care ne-l propunem să realizăm din toate punctele de vedere, și anume să fie nu un forum național, dar internațional, de nivel internațional, fiindcă eu sunt convins că numărul invitaților o să fie foarte mare. Una, dar imprevizibil o să vină și alte părți decât cele invitate. Fiindcă dacă o să dăm și o notă, spun așa, de informare prin sursele mass media, etc., eu cred că interesul o să fie numai din partea celor invitați, dar și din partea potențialilor. Deci, producători din Republica Moldova, care invers vor să-și extindă vizorul asupra piețelor din străinătate, având un dialog direct cu potențiali investitori care sunt garantul acestora, identificând un anumit format de colaborare și respectiv de dezvoltare a afacerilor proprii și invers, sigur că ar fi interesul din partea investitorilor străini. De aia și municipalitatea este disponibilă la acest dialog lucrativ pentru ca să, în cadrul comitetului de organizatori, experiment să facem concret, termen concret, ca să ajungem la acest В форуме примут участие инвесторы, специализирующиеся в различных областях экономики. На встрече также ожидают и местных производителей из других регионов Молдовы. Данное мероприятие организуется при Марии при сотрудничестве Бельского филиала Торгово-промышленной палаты Республики Молдова. Не пропонем, ка ла часто ивент, ла часто ивент фи авторитет публичной централи, авторитет публичной локали. După ce vorbesc авторитетите respective, mergem в 3 секциони. Secțiunea agricultură, industrie și servicii. Care raion are mai mult, zicem, agricultură, are oferte posibilități de a propune colaborări. Este municipiul Bălți, care este un pilon ce ține de industrie. Sunt servicii care se dezvoltă aici, servicii de prelucrare în lon și așa mai departe. Și aici, deja pe secțiuni, se putem care sunt oportunități fiecare care le propune. Și încheiem acest eveniment cu întâlniri bilaterale. Deci companiile vin, nu să ne vadă pe noi, dar să discute cu companiile autohtone care doresc această colaborare. Для привлечения иностранных инвестиций в Бельцы местными властями разработан целый ряд стратегических проектов. В их числе инвестиционный атлас муниципия. Каталог планируется распространить на экономическом форуме, который пройдет в муниципии. Это будет информационный справочник для потенциальных инвесторов.